Mulțumim lui Dumnezeu pentru o nouă ocazie de a studia Cuvântul Său, cuvânt care ne poate cerceta inima, cuvânt care ne poate aduce adevăr, cuvânt care poate aduce trezire în viețile noastre, cuvânt care ne luminează, cuvânt care ne întărește, cuvânt care ne transformă. Atât de multe lucruri Dumnezeu poate să facă prin Cuvântul Său. Haideți să-i oferim credit, hai să-i oferim locul pentru că este Cuvântul Creator. Astăzi celebrăm puterea creatoare a lui Dumnezeu. Ne minunăm de natura pe care, diversitatea fantastică și frumusețea pe care Dumnezeu a creat-o, și toate le-a creat doar prin cuvântul gurii sale. Același lucru poate face în inimile noastre. Cu această ocazie, tema va vorbi despre ce înseamnă Isus Hristos pentru noi, și anume Isus Hristos, stabilitatea noastră. Avem nevoie de Domnul în orice direcție, dar în această direcție. Cred că niciodată nu ne-am gândit că niciun om nu poate oferi stabilitate pe termen lung în ceea ce privește binele, scopurile nobile, lucrarea frumoasă, prietenia, orice alt lucru bun, dacă nu l-are pe Domnul. Mai mult ca oricând ar trebui să descoperim ce înseamnă El în această direcție a statorniciei noastre și ce înseamnă să-l pierdem în această direcție. Desigur, când Studiem caracterul lui Dumnezeu când vrem să-l cunoaștem așa cum este. Descoperim că una din trăsăturile frumoase care mărește încrederea noastră în el este statornicia lui, imutabilitatea lui. Felul lui consecvent, pe termen lung. Ce ne bucurăm pentru faptul că Dumnezeu nu-i schimbător, nu? Cineva schimbător este cineva în care nu te poți încrede. Așa este. Te-ai putea încrede în cineva care nu are cuvânt? Nu. Cât de mult înseamnă cuvântul lui Dumnezeu când și-l dă? Pentru noi, nu? Când Dumnezeu spune ceva, rămâne așa? Este stabil, este sigur. Tot ce e legat de el este stabil. Pentru că așa este el. Caracterul lui este statornic, stabil, imutabil. Cuvântul lui este stabil. Legea lui este imutabilă. Dacă și-ar schimba legile cât ai pognit din degete, n-ar mai fi nicio stabilitate, ar fi universul un haos. Citim în Maleahii 3 cu 6 că eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. De aceea voi copii ai lui Iacov n-ați fost nimiciți. Citim Evrei 13 cu Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Asta înseamnă mult pentru noi, dacă am înțelege ce înseamnă, că ce a făcut pe vremuri, felul în care s-a purtat, cât de serios a fost, cât de mult a împlinit făgăduințele sale, cât de milos a fost cu oamenii, este la fel și astăzi. Nu-i schimbător, nu și-a pierdut nimic din milă, din compasiune. Siguranța pe care o emană caracterul sau ar trebui să ne aprindă credința. În 1 Samuel 2 cu doi citim, nimeni nu e sfânt ca Domnul nu e al Dumnezeu decât tine, nu este stâncă așa ca Dumnezeul nostru. De ce spune că el este stânca? Ce imagine vă conferă? Stânca înseamnă stabilitate, nu? Stânca înseamnă tărie, dar înseamnă stabilitate. În psalmul 119 cu 160 citim temelia cuvântului tău este adevărul și toate legile tale cele drepte sunt veșnice. Levitic 26, 46, acestea sunt rânduielile, poruncile și legile pe care le-a statornicit Domnul între el și copiii lui Israel pe muntele Sinai prin Moisa. Aproape că verbul acesta e învechit și uitat, nu-l mai folosim, a statornici. Nu? Verbul a statornici. Ce înseamnă a statornici? Zice că legile lui și poruncile și cuvintele care le-a dat poporului său le-a statornicit între el. A vrut ca să fie stabile, să fie perpetuate, să rămână așa. Nu asta înseamnă a statornici. Acesta e Dumnezeu. În felul ăsta se prezintă El, nu? Dacă am fi cu El, dacă ar fi cu noi, dacă ar fi în noi, trăsăturile de caracter ale Lui, ne-ar influența și s-ar manifesta în noi, și atunci ne-am putea aștepta la statornicie, la siguranță pe termen lung, la stabilitate. Dar omul rupt de Dumnezeu înseamnă că pierde ceea ce Dumnezeu are. Când ne rupem de Dumnezeu, nu mai avem acele trăsături care le-am fi avut dacă El ar fi fost prezent în viața noastră. Ca atare, omul, așa cum e de așteptat, pierde. Statornicia, loialitatea, siguranța și stabilitatea. Oamenii rupți de Dumnezeu, adică omul păcătos, care se rupe de Dumnezeu, care îl pierde pe Dumnezeu din viața lui, una dintre trăsăturile care îl caracterizează este instabilitatea, nestatornicia. Așa sunt oamenii, așa suntem. Putem deveni în altfel numai datorită prezenței factorului stabil în noi, adică Isus Hristos. Dacă nu, nu te poți aștepta la stabilitate. Nici pe tine, nici în alții, nici în relații, nici în nimic. De ce? Pentru că omul rupt de Dumnezeu este instabil și nestatornic. Nu poți garanta pe el? Citim Roman 1.28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Dumnezeu a lăsat în voia minților blestemată ca să facă lucruri neîngăduită. Deci când l-au pierdut pe Dumnezeu, nu l-au mai păstrat, Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire. În felul ăsta păcatul e posibil, în orice formă de manifestare. Și ajunge să spune orice fel de nelegiuire, printre care citim călcători de cuvânt fără dragoste firească, ne fără milă. Și așa mai departe. Deci când îl pierzi pe Dumnezeu, nu mai ai cuvânt. Înțelegi? Adică promisiunile tale nu înseamnă nimic. Chiar dacă îi spune ceva, nu, nu preziți nicio garanție. De ce? Pentru că omul fără Dumnezeu nu-i stabil, nu-i statornic, nu e serios pe termen lung. Nu, po nu poate garanta absolut nimic în direcția aceasta. El e un călcător de cuvânt. El e un instabil. Citim în, în Psalmul 116, versetul 11, o declarație în dezamăgirea lui David. În neliniștea mea ziceam, orice om este înșelător. Nu e adevărat, nu orice om este înșelător, că sunt oameni care l-au pe Dumnezeu și nu sunt înșelători. Dar orice om fără Dumnezeu e înșelător. În neliniștea mea ajunsese să spună, nu poți să ai încredere în oameni. Și când zicem orice om e înșelător, nu te gândi doar la alții. Gândește-te și la tine însuți, fără Dumnezeu ești înșelător. Adică nu prezint nicio garanție, nicio loialitate, nicio stabilitate, nicio statornicie. Fără Dumnezeu ești capabil de orice. Rău? Ieremia 17 cu 5, așa vorbește Domnul blestemat să fie omul care se încrede Un om, care se sprijinește pe un muritor și se abate, și abate inima de la Domnul. Că ce este ca un nenorocit în pustie și nu vă deveni fericirea? Locuiește în locurile arse ale pustiei, într-un pământ sărac și fără locuitori. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. De aici rezide imediat înțelegerea, ține-te de ceva stabil. Ține-te de ceva stabil ca să-ți poată garanta statornicia. Prinde-te de ceva instabil și o să fii dezamăgit. Și asta nu înseamnă doar oameni, ci înseamnă inclusiv și în primul rând, tu. Când nu ești în mâna lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-ți garanteze statornicie, e vai și amar de cei care se bazează pe tine, pe loialitatea ta, pe cuvântul tău, pe promisiunile tale, pe jurămintele tale, pentru că nu au nicio valoare, că omul când îl pierde pe Dumnezeu este călcător de cuvânt, e neloial. Nu poate să fie statornic, chiar poate să spună, poate să promită. Găsim Biblia plină de promisiuni pe care oamenii le-au făcut în cor, și de care, bineînțeles, că nu s-au ținut. Omul fără Dumnezeu nu-i statornic și nu te poți baza pe el. Și când vorbim, vorbim de obște. Unanim. Exodul 19 cu 7 una dintre cele mai mari demonstrații ale Bibliei asupra acestui adevăr. Moise a venit și a chemat bătrânii poporului și le-a pus înainte toate cuvintele acestea cum îi poruncise Domnul. Tot poporul a răspuns vom face tot ce a zis Domnul. Tot poporul a spus într-un glas lucrul acesta. Moise a spus Domnului cuvintele poporului. Deuteronom 9 cu 12, Domnul mi-a zis atunci, scoală-te și coboară-te în grabă de aici, căci poporul tău pe care l-ai scos din Egipt s-a stricat. S-au abătut curând de la calea pe care le-am arătat-o și au făcut un chip turnat. Vom face tot ce a zis Domnul, urmat ce le spune Dumnezeu că Moise era sus? Să întâlnească cu Dumnezeu, du-te repede că s-au abătut curând, adică s-au stricat foarte repede, promisă să răsolem. Și sigur în mintea lor au zis că exact asta vor face. Nu au ajuns să facă, au făcut exact invers. Tot poporul. Asta este o demonstrație clară că indiferent ce am promis, așa s-a născut vechiul legământ. Știți care este esența? Greșeala din vechiul legământ, Oameni care trăiesc inclusiv și astăzi în vechiul legământ. Oamenii se bazează pe ei înșiși. Și când te bazezi pe tine însuși sau pe om, te bazezi pe ceva total instabil și înșelător. Sigur că e nevoie să faci tot ce a zis Domnul, dar nu bazându-te pe tine, trebuie să ne iasă din minte, să ne sperie însă și ideea de a te baza pe, pe braț de carne. De ce? Pentru că te bazezi pe nimic te bazezi pe cel mai instabil și neserios lucru. Dacă vrei să te bazezi pe ceva, bazează-te pe ceva care nu se schimbă. Ceva care îi garantat pe termen lung și acesta este Isus Hristos, care este același ieri, azi și, și în veci. E cuvântul său. Nici de cum pe tine, că nu poți garanta pe tine ce faci mâine. Mâine imediat ai călcat cuvântul. Mâine faci exact invers decât ce ai promis sau gândurile bune care le-ai avut. Citim în 1 Samuel 24 cu 19 o istorie care vorbește de asemenea ce înseamnă să nu fii mâna lui Dumnezeu. Dacă întâlnește cineva pe vrăjmașul lui, lasă oare să-și urmeze drumul liniște, spunea Saul. Împăratul Saul care îl urmărea de moarte pe David, David îl prinde, știți ocazia, nu? Îl prinde și îl iartă și îl lasă cu viață. Și acum el este atât de uimit de lucrul acesta. Domnul să-ți răsplătească pentru ce mi-ai făcut ziua aceasta. E conștient că îl putea omorâ. Nu putea să scape de cel care era vrăjmaș. Sau rămâne impresionat, iată acum, știu că tu vei domni și că împărăția lui Israel va rămâne în mâinile tale. Jurăm deci pe Domnul Că nu vei nimici să mea după mine și că nu vei șterge numele din casa tatălui meu. David a jurat lui Saul. Apoi Saul a plecat acasă, iar Davi și oamenii lui s-au surit în loc întărit. Înțelept sau nu? De ce nu s-au dus cu Saul înapoi? Hmm? Plânsese. Spusese, Doamne, când auzi așa declarații mari. Pff, nu văd că Dumnezeu e cu tine. Eu înțeleg acum plângem, spunem, nu? Ha. Se merita să te încrezi în el? În cuvintele alea? Spuse cu lacrimi cu asta. Am citit din 1 Samuel 24. Citesc 1 Samuel 26. Zifiții s-au dus la Saul, la Ghibea și au zis, iată că David este ascuns pe dealul Halcheia în fața pustiei. Saul s-a sculat și s-a coborât în pustia Zif cu 3000 de oameni aleși din Israel ca să caute pe David în pustia Zif. Spuse el, nu știu cât a trecut, să fie Săptămâni, luni, nu știu că nu e termenul dat în Biblie, dar capitolele sunt foarte apropiate, ceea ce înseamnă că n-a durat prea mult timp. După ce a plâns, după ce a spus, vai, m-ai salvat, vai, nu, suntem în regulă, acum gata, s-a terminat totul. Citim că, din nou, îl urmărește, asta înseamnă că ești instabil, că nu se pune bază pe tine, pe loialitatea ta, pe cuvintele tale. De ce? Pentru simplu motiv că era rupt de Dumnezeu. Când te rup de Dumnezeu, Saul era rup de Dumnezeu, nu mai ai nicio loialitate, nu mai ai nicio stabilitate, nu ai nicio statornicie. Descoperind acest adevăr, că omul prin el însuși nu e statornic și nu poate oferi stabilitate pe termen lung, ce concluzie tragem? Ne putem baza pe noi înșine? Ne putem baza pe alții că ne promit ceva? Unde este siguranța și stabilitatea? Există vreo stabilitate? Există, frații mei. Cu siguranță că există, dar nu e la noi. Trebuie să te bazezi pe El, trebuie să zidești pe El, orice îi face trebuie să depinzi de El, trebuie să te ții de El dacă vrei să oferi stabilitate. Asta e garanția stabilității noastre, o perpetuare a legăturii cu Dumnezeu știind că de acolo îți vine stabilitate. De deci aceea spune că trebuie să zidim pe stâncă. Stânca nu e altcineva decât El. Trebuie să fim întemeiați pe El, ne ținem pe El, nu ne bazăm pe bunele noastre intenții. Nu ne bazăm nici măcar pe experiențele trecute, pe gândurile bune sau dorințele bune sau lacrimile noastre sau orice altceva. Că te schimbi atât de ușor încât ești de nerecunoscut, sau au schimbat nu oameni, popoare întregi s-au schimbat. Au promis popoare și au făcut exact invers, vom face tot ce a zis Domnul, vom fi ascultători și au făcut un idol și au spus unde e Moise omul acela, plecăm, ne întoarcem, cu ce Dumnezeu, ne întoarcem în Egipt. Și așa mai departe, arătând cât de instabili sunt oamenii, inclusiv religioșii, nu? Să nu credeți, noi suntem aici, suntem un alt tip de oameni, nu? Există un singur tip de om și ăla este rupt de Dumnezeu și este omul care se prinde de Dumnezeu, atâta tot. Simplu, omul care se bazează pe ceva stabil și devine stabil datorită elementului stabil în el și omul care e fără Dumnezeu și nu are nimic stabilitate, nici statornicie. Absența unei relații serioase cu Dumnezeu duce la instabilitate. Dacă un om nu are o legătură cu Dumnezeu, nu te poți aștepta la el, la ceva. De ce? N-are ce să-l țină. N-are cine să-l garanteze. N-are cine să-l păstreze pe termen lung. Nu are cuvântul lui, promisiunile lui, bunele lui intenții. Vor fi bune țemile de el, dar nu poate să le ducă la îndeplinire. Nu poate să fie statornic. Absența cuvântului Dumnezeu în, în, minte, în viață, în decizii și acțiune duce la instabilitate, la nestatornicie. În ceea ce privește felul în care oamenii devin neprihăniți, este clar că devin primindu-L pe Iisus în viața lor, bazându-se pe El. Așa ajungem neprihăniți. Dar cum rămânem neprihăniți? Depinzând de El în continuare. Neprihănirea o primim de la El și o păstrăm tot păstrându-L pe El de momentul când îl pierzi, îl pierzi orice sursă de neprihănire, orice legătură cu neprihănirea. De aceea, pe termen lung, ca să rămâi neprihănit înseamnă să rămâi legat de el. Altfel nu, nu pot să păstrezi. În Evrei 1 cu 3, el vorbește despre Isus aici, care e oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui, care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta mării în locurile prea înalte, care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, care le ține înseamnă că le susține. Le ține toate lucrurile, el nu doar ne dă neprihănirea, ne ține neprihăniți. Atâta timp cât depindem de el, putem să continuăm să fim într-o stare bună. Și atunci oamenii pot vedea în viața noastră loialitate, stabilitate, fermitate pe termen lung. Dacă nu, în momentul când ne rupem de el, devenim alții, total nesiguri. Să știți, cei mai buni oameni descriși în Scriptură, dacă nu au rămas lipiți de Dumnezeu, au devenit nestatornici în ceea ce au făcut. Nu te poți încrede în om în ce a făcut odată sau în bunătate a arătat odată. Doar prezența lui Dumnezeu îl face stabil. Altfel, omul acesta poate să facă lucruri oribile. Hai să citim tot despre David. David care, 1 Samuel 24 cu 8, în relația cu Saul, dovedește o bunătate rară. O bunătate care, în mod obișnuit, nu om. Această bunătate este dovedită pentru că David era legat de, era legat de Dumnezeu. Și atât timp cât a fost legat de Dumnezeu, s-a putut vedea în viața lui. Oamenii mei mă îndemnau să te omor, dar te-am cruțat și am zis, nu voi pune mâna pe Domnul meu, căci este unsul Domnului. 1 Samuel 24 cu 10. Nu odată, de mai multe ori, Saul este în mână și îi spune încă Domnul meu și nu mă voi atinge de el. Și apoi citim a doua Samuel 12 cu 9, îi spune Dumnezeu, pentru ce de ce ai disprețuit tu cuvântul Domnului? Lui David, același David. Nu? Făcând ce este rău înaintea lui, ai lovit cu sabia pe urie. Ăsta n mai spus, nu vei pune mâna pe el? Ăsta nu ți era vrăjmaș, ăsta ți era prieten. Nu doar că îți era slujitor loial, lupta pentru tine, ținea la tine. Și tu l omori, complotezi și l omori. Tu, David, nu? Nu, în trecut nu l-ai cruțat tu pe Saul care ți-a fost vrăjmaș, ți-a nenorocit viața, te-a urmărit ca pe o fiară prin nu ți-a dat liniște și pace. Și ai putut să arăți bunătate. Cum ai putut? Mă țineam de Dumnezeu în perioada aia. Depindeam de Dumnezeu și Dumnezeu îmi dădea stabilitate, îmi dădea neprihănire. Nu? În momentul când te rup de Dumnezeu, uite ce face. Nu? Uitați ce poate să facă, ceea ce înseamnă că cei mai buni oameni, zi cei mai buni când se rup de Dumnezeu, fac nenorociri, oribilități. Putem face la fel, exact la fel și mai rău. Da? Atunci ce ne ține? Ne ține Dumnezeu. Dacă recunoaștem lucrul acesta în culcare și în sculare perpetu, dacă ne ținem, avem stabilitate. Dacă nu, când nu ne mai ține, nu mai e nimic ca să ne reține de la rău. Dar într-o relație, relațiile între oameni, ce le poate garanta stabilitatea? Același lucru. Prezența Domnului Isus Hristos, care e agentul stabilizator în viața fiecăruia din oamenii aceștia. Dacă nu relația aia cu toate promisiunile, n-are niciun viitor. Va fi o relație, vai de capul ei, instabilă, neloială, plină de trădări, plină de toate lucrurile rele. Ce poate garanta relația să dureze? O relație de prietenie, o relație de căsătorie sau alte lucruri, orice tip de, de relație. Este același lucru. De deci, ce? În relații oamenii trebuie să se gândească la asta. Nu putem rezista, Doamne, fără Tine. În rugăciunea familiei ar trebui să... Dacă nu ești Tu agentul care ne stabilizezi și ne statornicești, Doamne, familia noastră nu rezistă, nu poate să dureze, nu putem merge înainte, nu? Pentru că bazându-ne pe noi, noi suntem instabili, putem trăda oricând, putem întoarce spatele oricând, putem să-i facem rău celuia care altădată i-am declarat că ținem la el. Nu? Ne putem întoarce împotriva lui. Uite ce face David, unui supus. Când e cu Dumnezeu, își iartă vrăjmașul și îl numește domn și îl protejează. Și când e fără Dumnezeu, își distruge prietenul, nu fără milă, fără mustrare de cuget. De ce se roagă el în psalmul 51? Care e esența rugăciunii lui? Psalmul 51 cu 10 zidește în, inimă, în, în mine, o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. De ce? Pe exact Duhul tău cel sfânt mă face statornic, nu? Dăm o inimă nouă și un Duh statornic, nu? Știe că nu are. De ce s-a văzut? Când cer ceva cu toată inima, când știi că îți lipsește. Când știi că nu posezi tu în prin tine însuți. El cere nu numai să fie înnoit, Cere ceva care să-l țină statornic, un Duhul lui Dumnezeu e statornic, nu? Că tu ești așa Dumnezeu, le dăm Duhul tău, pentru că asta mă face să fiu statornic. Ne rugăm oare pentru statornicie, știind cât de trișori suntem și cât de înșelători suntem? V-ați ruga pentru că dacă nu simțim nevoia, nu putem nici rugăciuni fierbinți, nu putem nici cere ajutorul cu toată inima. Nu suntem statornici. Putem deveni dacă îl avem pe Isus Hristos care este același perpetu, a dovedit pe pământul acesta statornicie în cele mai teribile necazuri, sub cele mai mari presiuni, el nu a trădat planul tatălui, nu a trădat scopul adevărat, nu i-a trădat pe oameni pentru care veniți aici, nu? A mers până la capă, chiar dacă a fost greu și sub presiune, nu trădează. Dacă îl avem pe cel care nu trădează, nici noi nu vom trăda, nici noi nu vom da cotită, nici noi nu vom întoarce spatele, vom putea să rămânem pe termen lung, pentru că El rămâne pe termen lung în noi, statornici. Să ne rugăm pentru statornicie, statornicie în propria viață, statornicie în relații, în familii, statornicie în biserică și o biserică, credeți că rămâne statornică. Au promis poporul Israel marea și sarea și n-au făcut nimic decât invers au făcut. De ce? S-au bazat pe, pe ce? Exact pe sursa instabilității. Păi, tu te bazezi pe tine care omul este călcător de cuvânt fără Dumnezeu. Prinde-te de Dumnezeu, ține-te și să-ți fie frică o clipă să te desparți că te transformi într-un monstru într-un timp scurt. De aceea, prieteni, haide să ne bazăm pe Dumnezeu și pe cuvântul Său. De ce? Matei 24 cu 35. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cuvintele Domnului, Psalmul 12, cu 6, sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de șapte ori. E probat cuvântul Domnului, e statornic, e sigur, e stabil. Lasă-l să fie la baza vieții tale, la baza acțiunilor tale, la baza tot ceea ce faci. Dacă zidești pe cuvânt, zidești pe ceva sigur și statornic, ceva de durată. Cerul și pământul se vor schimba, dar nu cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, Matei 7:24, pe orice cine aude cuvintele acestea ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu minte integre, cu judecată. Asta înseamnă să te bazezi, asta înseamnă să ai judecată. Judecata corectă înseamnă să nu te bazezi pe tine însuți, nu te socoti singur înțelept. Îl voi asemna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Cine și-a zidit casa pe stângă? Cel care se încredea în cuvântul Domnului și așa acționa. Păi când exact ce îi spune Dumnezeu? Pe ceva de neclintit, stabil, statornic. A, a dat ploaia, au venit și șuvoaiele, au suflat vântul, au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă, pe ceva stabil. La rădăcina vieții tale e ceva stabil, care nu se mișcă și te face un om integru pe termen lung. Însă ori și cine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, a pierdut exact agentul care îl stabiliza, care îi dădea fermitate și durabilitate. Va fi asemănat cu un om nechipzuit sau fără minte, care și-a zidit casa pe nisip și nisipul, știți cât de mișcător și instabil este. A dat ploaie, au venit și uvoaie, le au suflat vântul, le-au izbit în casa aceea, s-a prăbușit și prăbușirea a fost mare. Eșec. Eșec și mai mult decât eșec, prăbușire. Statornicia autentică va fi testată, dar va străluci chiar și în mijlocul presiunilor. Citim în a doua sau în cu patru, de aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Iată aici oameni chiar sub presiune, dar care rămân credincioși și statornici. Un lucru lăudabil pe care îl apreciază Dumnezeu. De ce au rămas statornici? Că omul e statornici. Oricine manifestă consecvență, seriozitate, loialitate, cuvântului pe termen lung știi că la baza lui este o credință fermă. S-a prins de Dumnezeu omul acela, că altfel, altfel omul nu-i arată. El are linie omul. Nu are linii. orice om e înșelător, orice om trișează. Dacă îl vezi pe termen lung, ăla se ține de ceva stabil, îl ține Dumnezeu. Asta înseamnă că a găsit secretul, s-a prins de Dumnezeu. Doar Dumnezeu îl poate garanta un om și îl ține statornic. Dacă acel om este dependent de Dumnezeu și de cuvântul său, dacă îl vezi că ține la cuvântul lui Dumnezeu, te poți baza, nu pe el, ci exact pe ceea ce îl ține. Dacă îl vezi că nu dă doi bani pe cuvântul Domnului și că nu are aceste principii ferme și această ținere de Dumnezeu, să știi că ce spune el și asta poți anticipa fără greșeală că omul acesta va da cotita. Doar Dumnezeu poate garanta o relație. Dacă în acea relație oamenii implicați se țin de Dumnezeu, și au cuvântul, cuvântul lui în, în viața și în relația lor. Dacă vezi că nu, nu are nicio relație cu Dumnezeu, ăla să știi că trișează, ăla a întors spate, la face ravagii. Doar Dumnezeu poate păstra un grup, o biserică pe termen lung. Dacă acea biserică se ține de Dumnezeu și se sprijine necurma pe cuvântul lui Dumnezeu. Când vezi că biserica nu mai dă doi bani pe cuvântul lui Dumnezeu, acea biserică e dusă cu pluta, naufragează, plutește în derivă. Omul o relație sau un grup nu pot fi statornici prin ei înșiși. Au nevoie de elementul care garantează stabilitate și statornicie și acesta este Isus Hristos. Dumnezeu să ne ajute să știm acest lucru. Mai mult decât să-l știm, să-l simțim continuu, în așa fel încât să fugim cu disperare și să ne ținem cu disperare de Domnul Isus care ne poate garanta pe termen lung stabilitatea noastră. Dumnezeu să fie binecuvântat și lăudat. Amin.